Înțelegem noi oare ce vor să ne spună vorbele într-un ținut al spuselor fără șir? Nu se poate într-un moment de reverie să vorbim fără a vorbi. Nu vreau să mai vorbesc cu strălucitoarele vorbe. Vreau ca subtilitatea gestului gratuit să-mi atingă pielea îngroșată de prea multele cuvinte fără conținut. Cărțile Dincolo de Dincolo de Gheorghe Dănișor, Portrete și restituiri literare de Florea Firan, Tinerețea lui Brâncuș de Paleolog, Romanul Călătoriilor, jurnal inedit 7 de Marin Sorescu, dar și numărul 5 al revistei Scrisul Românesc au fost lansate astăzi la Biblioteca Orășenească Mircea Rădina din Segarcea. Alături de autori, la evenimentul de lansare au participat elevi iubitori de cultură, dar și Gheorghe Dinică și Alexandru Oprescu. Tentația a fost permanentă pentru mine să trec dincolo de imediat observabil. Această preocupare a fost în domeniul filozofiei, o perioadă lungă de timp, iar acum și în domeniul poeziei, pentru că acele concepte pure ale metafizicii am vrut să le transfer în domeniul sensibilului, al poeziei, deci. Cum vine inspirația la dumneavoastră? Nu pot să precizez acest lucru. Vine pur și simplu. E o chestiune inexplicabilă până la urmă. De ce în anumite momente poți să scrii poezie, în alte momente, indiferent cât te-ai strădui, nu vine acea inspirație pe care o aștepți?